Mi se pare incredibil și tupeul și comportamentul doamnei Iuliana în ceea ce îl privește pe Liviu și nu doar în această situație, pentru că ați văzut, l-a făcut cățeluș, papițoi și așa mai departe. Nu este prima dată când doamna Iuliana are un astfel de comportament și un astfel de vocabular. Cred că am mai semnalat anumite situații, dar cu siguranță și sunt multe pe care nu le-am văzut și nu le-am uh, auzit. Și nu cred că am mai văzut vreo mamă în casa Mireasa care să își permită să vorbească astfel la adresa un, unui concurent, uh, la adresa copilului cuiva, dacă stăm să ne gândim, pentru că nimeni din casă nu a îndrăznit niciodată să intervină și să vorbească cumva urât despre Ștefan. Și aici mă refer în special la doamna Viorica, care nu are niciodată nimic de comentat, nu îndrăznește nici măcar să vorbească neîntrebată, chiar dacă de multe ori este foarte afectată de subiecte și o văd deseori cu ochii înlăcrimați. Așa că tupeul și vocabularul doamnei Iuliana mi se pare incredibil și lasă mult de dorit. Dar, evident, asta ține de caracterul fiecăruia și de educație, bineînțeles.